Am revenit în platoul știrilor. În această seară facem bilanțul campaniei Vox TV din această săptămână. Cu ce probleme se confruntă gălățenii și în ce cartiere am fost, ne va spune reporterul Vox TV, Cosmin Munteanu. Bine ai venit, Cosmin! Bună seara, Luci, bine v-am găsit din nou! Cum se numește campania asta derulată de Vox TV și care este scopul ei, să ne le spunem telespectatorilor? De fapt, o să le reamintim. Campania se numește Problema ta este problema noastră. Este o campanie prin care dorim să concentrăm toate problemele gălățenilor pentru a le transmite la rândul nostru autorităților și a rezolva măcar cât se poate din probleme. Aici vorbim în general de probleme minuscule care nu țin neapărat de investiții enorme sau cât de cât măcar aceste probleme lucruri. Din cartierele lor, din zonele unde stau. În ce cartiere s-a mers, în ce zone s-a mers săptămâna aceasta? În această săptămână am mers la magazinul general, în zona magazinului general, apoi am ajuns la Mașniță, am coborât spre acele cămini ale combinatului de lângă centură, ne-am continuat traseul în Micro 14, zona 2 Babe și zona IC Frimă. Care sunt cele mai grave probleme ale cetățenilor? Ce ți-au spus ei? Cele mai grave probleme, sau cea mai gravă problemă, ca să vorbim așa, a fost curățenia. Gălățenii se plâng de faptul că gălațul arată într-un mod în care nu îi face cinste. Aici însă problema este, să zicem așa, imparțială, pentru că își aruncă mingea unul în curtea celuilalt, fiind formându-se de fapt două tabere. Una a autorităților locale, care totuși spun că gălățenii nu sunt destul de civilizați, și cea a cetățenilor, care spun că cei de la salubritate nu își fac treaba așa cum ar trebui sau cu sârguința care ar trebui să o facă. Ce se așteaptă gălățenii când văd camera de luat vederi? Nu știu, mă spun că rezolvați-ne problemele. Aici treaba este relativă și când spun relativă mă refer că nu toți gălățenii au încredere foarte mare în presă. Sunt reticenți în fața camerei. Sunt o mare parte și reticenți în fața camerei. Spun că nu avem cum să le rezolvăm problemele. Însă sunt și foarte mulți care și-au spus, o fac cu o încredere foarte mare, cu acea încredere că poate problema lor este auzită de cineva de mai de sus și poate este și rezolvată. Iată că se implică. Asta da. E cel mai important, pentru că așa vom duce și noi mesajul mai departe și dacă știm problemele lor, îi putem ajuta într-un fel. Da, am avut surprinderea să vedem că gălățenii au venit la noi, blând prin cartiere și s-au adresat cu diferite probleme. Am întâlnit foarte multe în zona IC Frimă, s-au plâns de tramvaiul 36, care face gălăgie, vine la o anumită perioadă destul de mare, de copii de la școala numărul 12, școala din zonă, adică un cetățean chiar a venit, fa mai mulți, au fost care au venit ei la noi să ne expună problemele din cartierul lor, urmărindu-ne la televizor și văzând de această campanie. Ne-au spus, desigur, și faptul că se plimbă cu tramvaiul mai mult, că fac 40 de minute pe un traseu și ceea ce nu li se pare normal să facă atâta timp să ajungă acasă. Ținând cont că trenul face 20 minute din Brăila până în Galați și este distanță, zic eu, mai mare, într-adevăr este o distanță mult prea lungă, însă acestea sunt probabil și limite de viteză, presupun. Da, limite de viteză, mai ales că cei de la transportul local de luni își vor relua activitatea la capacitatea maximă, dat fiindcă încep școlile, peste foarte scurt timp încep și facultățile. Probabil e o chestie, cât să zicem, de relativă, e discutabilă. Ce vreau să te mai întreb? Gălățenii au frica de găștile de cartier? Mai există așa ceva, găști de cartier? Periculoase să le facă probleme? Da, am fost foarte uimiți când am mers în zona căminelor combinatului, care au aparținut combinatului și am descoperit faptul că acea zonă a devenit o zonă mult mai periculoasă, o zonă care a întrecut așa renumitul cartier Micro 40 pentru infracționalitate și multe altele. Da, se temeau. Cu parte dintre ei nici nu am putut vorbi sau au refuzat prezența camerei, tocmai pentru a nu-și crea probleme. Se plângeau că au familii și nu doresc ca
ca cumva unul din membrii familiei să aibă de suferit de pe urma acestei declarații făcute în fața camerei de luat vedere. Într-adevăr, un cartier care era oarecum izolat, un cartier pașnic, iată că aflăm că a devenit un cartier al infracționalității, periculos. Un cartier foarte periculos, chiar aș putea spune. Mai ales dacă te prinde noaptea pe acolo. Da, mai ales că nu sunt nici mijloace de transport, nu sunt, deci este acea stradă Tecuci de la Mașnița care se coboară până aproape de centură, care trebuie parcursă pe jos în fiecare seară și dacă stăm să mă ținem cont și de o altă problemă semnată de Gălățeni, cea a iluminatului public, deja lucrurile iau o întorsătură destul de mare privind siguranța pietonilor. Ne-ai spus și că în acea zonă trotuarele sunt ocupate cu... Da, în acea... Că tot mașini. De fapt, au devenit trotuarele, au devenit parcare. Da, că tot vorbeam de probleme și de lucruri semnate de Gălățeni, ei venind după noi și căutându-ne, un cetățean ne-a semnalat lucrul care apoi l-am verificat, faptul că... Acum toate lucrurile le verificăm și mergem la fața locului pentru a vedea într-adevăr dacă e așa cum... Absolut, absolut, așa cum a fost și acesta. Fiind un service privat în acea zonă, șantierul de lucru, să zicem așa, s-a extins cumva chiar și pe bordură. În acest mod, pietonii erau nevoiți să meargă pe stradă. Poate nu ar fi deci acea porțiune de trotuar din fața serviciului a fost transformată folosită. În parcare. Da, da, într-o parcare unde mașinile trebuiau să intre în serviciul propriu-zis, într-o stație. Să le facă intrarea mai ușoară în serviciu. Da, și după cum spuneam, nu ar fi fost problema neapărat că ar trebui să meargă pe stradă, însă sunt mașini foarte multe care sunt parcate chiar în dreptul serviciului. Vizibilitatea este una foarte redusă și pericolul de accidentare este unul foarte mare. L-am dat, chiar vorbeam cu o doamnă și spunea că era chiar dânsa să fie o victimă în acest caz, s-a ridicat de număr și a spus că este neputincioasă. A încercat, s-au făcut sesizări. Deci oamenii fac sesizări, dar fără nicio rezolvare. Nu s-au luat măsuri. Motivul, deocamdată, este necunoscut, să zicem așa. Cei de acolo, din zona aia a blocurilor, combinatului, cum se spune, au un parc, copiii au unde să se joace? Pentru că am înțeles că sunt foarte mulți copii acolo. Câte apartamente sunt într-un bloc? Știi? Sunt 18 blocuri, cam fiecare bloc are 64 de apartamente, deci în o mulțire ar veni undeva la 3.000 aproximativ. Deci sunt și foarte multe familii cu foarte mulți copii acolo. Da, și singurele locuri de joacă care le-au rămas tinerilor sunt fie un teren vechi sau o bază a ICMRSG-ului, care nu se găsește decât pe troaie, să nu vorbim de un loc de joacă cu leagăne sau alte chestii, nu. Deci este doar o bază veche unde ei se chipurlească, dar nu-și dau seama că își pun viața în pericol, pentru că acel spațiu nu este amenajat pentru așa ceva. Și la fel o autobază de mașini, la fel desfințată de câțiva ani încoace, unde copiii își desfășoară activitatea. Nu există nicio urmă de leagăn, de balansoar, de... Presupun că se joacă în fața blocului pe stradă, unde trec mașinile printre blocuri. Da, da, asta este singurul lor loc de joacă, ba chiar mai mult sub urechile sau sub geamurile proprietarilor, care fiecare are un loc de muncă, încearcă să odihnească, însă nu reușesc. Trebuie să suporte situația care le este dată. Suporte gălăgia. Da. Gălăgia în timpul zilei și a copilor, seara, ceea ce vorbeam de acele găști de cartier, care la fel trebuie să le suporte cu muzică tare, manele, discuții în jur și altele specifice vârstei lor. Cum se prezintă trotuarele, spațiile verzi, parcurile din zona aici, Frimu, Două Babe, față de acolo de la blocurile la combinat? E o diferență? Da, este o diferență datorită faptului că este o zonă mai circulabilă, o zonă mai populată, o zonă, să zicem, mai centrală. Lucrurile stau un pic diferit, însă când spun diferit nu mă refer la superlativ, nu încerc să spun că stau foarte bine. Dacă ne amintim și amintesc și telespectatorilor care s-au uitat în material, se vede la un moment dat că pe strada Tecuci, undeva vis-a-vis de fostul sau nu actualul RAR,
Deși sunt bordurile cât de cât calitative, trotuarele sunt sub o stare jalnică, dar chiar mai mult cârpit, iarba, așa. Da, da, un lucru specific române, să zicem așa, plus iarba care crește exact ca în mediul rural, nu este nicio diferență între peisajul de pe acea stradă și un peisaj în mediul rural filmat. Iar în locul, să zic, de lângă bordură, unde ar trebui să crească flori, să fie plantate flori, cresc buruieni. Da. De o priveliște dintre asta avem parte când mergem cu mașina prin oraș. Da, aceea este singura faună care nu trebuie îngrijită și crește de la sine fără prea mult. Și nici măcar tunsă nu era iarba aceea. Nici măcar tunsă. Dacă e să vorbim de îngrijire, amintim că tot pe acea stradă, strada Tecuș, de care ai amintit, se află și un parc în fața unor blocuri foarte recent construite și foarte moderne. Un parc care se vede că a fost un parc bine făcut, un parc cu gust, un parc țepată de în regulă. Însă problema nu vine a constructorului, vine a întreținerii. L-au făcut și a rămas așa. Și cam atât. Este o problemă mare întreținerea lui, pentru că au dispărut stâlpi, iarba a fost tunsă, dar a fost lăsată acolo. Deci nu s-au dus lucrurile până la capăt, nu s-au finalizat așa cum ar trebui. S-a început și s-a lăsat acolo sau, de ce nu, poate pe anumite lucrări nici nu s-a mai început. Din oamenii ce spun, care e găsit în parc, presupun că erau cu copilașii, cu nepoții, da, cu, le erau frică de cei care vandalizau, nu știu, băncile din parc, stâlpii de iluminat. Pe parcursul zilei nu au prezentat probleme de genul ăsta, fiind zi, probabil e mai puțin. Însă, într-adevăr, cei din zona care locuiau cumva aveau o temere. Totuși, lucrurile nu au fost făcute de găștile astea de cartier, au fost făcute pur și simplu de persoanele cărora noi le spunem romi, ca să ne zicem țigani. Deci, starea jalnică a fost făcută sau arată așa datorită. Asta ți-au spus gălățenii, da, de acolo. Da. Pentru că altfel n-aveai de unde să știi, absolut. Ei ți-au spus. Absolut, absolut. Băncile nu mai le-au luat acel lemn, nu? Da, băncile aveau protecție ca să omul să nu se așeze direct pe ciment care este foarte rece și nu e sănătos, sau mai avea un fel, o păturică, să zicem așa, de lemn. Care am înțeles că stâlpii pur și simplu au fost smulși, stâlpii de iluminat din acel parc. Da, a fost o lucrare. Au rămas doar cablurile alea de. A fost o lucrare destul de o anvergură destul de mare. Faptul să iei un stâlp întreg, deci nu iei numai becul, nu iei numai abajur, nu iei chiar tot stâlpul. Undele din cele destul de, să zicem noi, mare. Hai să vorbim și puțin de problema aceasta cu câinii comunitari. Ce ți-au spus gălățenii? Tot în parc, o să mă leg un pic tot de strada Tecuș, de care am discutat și până acum. Erau proaspeți musafiri ai parcului, 7 căței, frumoși aparent și fără nicio vină, nevinovați de locul unde au fost lăsați, care erau priviți de persoanele din parc cu foarte mare suspiciune. Ce caută aici? Nu mai avem nevoie de câini. Nu știa deja cine i-a pus acolo într-o cutie. Da, nu se cunoștea nici autorul faptei. Da, au fost abandonați. Pe moment, poate problema într-adevăr nu asta așa de rea, însă dacă ținem cont că acești câini se dezvoltă, se măresc și probabil și datorită nouă, ei pot deveni agresivi. Și pot deveni agresivi nu doar cu oameni mari, cât și cu copiii care merg la școală și de cele mai multe ori nu sunt supravegheați, pentru că se consideră că au o vârstă în care pot merge singur la școală și nu au nevoie de o supraveghere. Eu cred că cea mai mare greșeală a gălățenilor care au câini comunitari prin jurul blocurilor sau în cartier e faptul că le dau de mâncare, da? Se duc să le dea de mâncare din milă, din alte considerente, ca mai apoi să devină mari, să se maturizeze, că imediat cresc câinii și n-au o durată de viață foarte mare, și devin agresivi. Îi cresc în jurul blocului, se învață să stea în jurul blocului, eventual când cresc
nu li se mai dă de mâncare sau oamenilor le este frică să se mai apropie de ei și ei devin agresivi și se formează așa o haită de câini. Poate asta e și greșeala lor, că le dau de mâncare. Ar fi bine să sune la cei care trebuie să strângă acești câini comunitari. Iată că în Galați sunăm, dar cam sunăm degeaba, pentru că nu prea știm la cine să sunăm să vină să strângă acești câini. Da, sunt diferiți factori care duc la o înrăire a acestor animale. Fie violența noastră, noi pe parte îngrijim alții, nu știu, cel puțin să rămână indiferente acele persoane în momentul în care trec pe lângă ei, decât să fie agresiv sau așa, pentru că automat răutatea naște răutate. Și de aici intervin aceste lucruri. Momentul preferat, într-adevăr, avem o problemă că sterilizarea sau cel puțin această campanie de sterilizare ori a luat o pauză, ori s-a oprit deocamdată, nu cunoaștem exact problema ei pentru cumva a reduce. Însă vreau să spun că câinii, într-adevăr, este o problemă pentru că sunt agresivi. Dar în ultima perioadă a crescut și numărul pisicilor din județul, din orașul Galați. Este un număr foarte... Bine, ce drept am văzut mai puțin pisici agresive. Da, numai că pisicile sunt mai zgomotate, să zicem așa, în acele perioade de împerechere. Asta ar fi problema care a fost semnalată de Galățeni cu privire la pisici. Era chiar și o doamnă din Brăila care făcea comparație între cele două orașe vecine. Spunea că Brăila e curățată de acești câini, că toți câinii au fost strânși, sterilizați și totul este în regulă. De ce nu se face și în Galați la fel? Își punea doamna întrebarea și ne întreba și pe noi. Și noi nu am știut ce răspuns să-i dăm. Da, este o întrebare, să zicem, fără răspuns. Răspunsul poate îl primim cât se poate de când, atât la noul primar, care sperăm să facă și să se țină de promisiuni. Da, iată, Cosmin, că gălățenii își doresc un oraș mai curat, mai liniștit, cu parcuri frumoase, unde se pot juca copiii lor, nepoții, fără câini, desigur asta cu siguranță își doresc, un Galați nou, fără gropi, suntem și cu mai multă disciplină. Ce știi de treaba asta? Am înțeles că da, oamenii au vorbit și, mai ales cei mai în vârstă, gălățenii mai în vârstă, au dat vina un pic așa și pe acești tineri, pe tinerii din ziua de astăzi. Da, într-adevăr, o problemă mai este constituită și de tineri, atât de poate o educație mai puțin aleasă, să zicem așa, în ceea ce privește atât... Deci sunt deranjați de zgomotul pe care îl fac tineri, de gălăgia, de acolo, de la blocuri. Aici, iar am spus, este chestiunea discutabilă și se împarte în două părți pe faptul, privind, având în vedere faptul că nici parcurile nu mai sunt foarte multe. Dacă stăm să ne gândim, grădina botanică este închisă, nu avem ce să vizităm, pentru ce să ne plimbăm. Deci tu spui că tinerii nu au unde să da, se ducă. Nu au unde și automat până la urmă. Și de aceea stau în cartiere, la scări de bloc, stau, glumesc, țipă, mănâncă semințe, că... Corect. Nevoia de socializare este prezentă ca în orice om, că nu putem să stăm singuri în casă și de aici se nasc noi dispute, să zicem așa. Acum sperăm ca totuși să discuțiile să fie într-o limită în care să nu creeze probleme atât pentru tine cât și pentru bătrâni. Sperăm că odată cu deschiderea parcurilor, aici vorbesc și de grădina publică și de grădina botanică, lucrurile cumva să se mai detensioneze, tensiunea să fie mai scăzută în ceea ce privește conflictele dintre generații. Asta ar fi odată pe fondul gălăgiei. Dacă e să vorbim, mai este iar și problema de tinerilor care nu au aruncat un gunoi poate niciodată la un coș de gunoi, au preferat numai pe stradă. Însă lucrul ăsta îl întâlnim nu doar la tineri, îl întâlnim și la oameni cu care poate îi vedem cu părul alb că fac acest lucru. Odată ce nu există acea putere a exemplului, este greu să ceri unui tiner sau să vii să impui, băi, faci așa.
Ok, dar de ce faci așa? Gălățenii, într-un fel, dau vina pe de-o parte, pe edil, pe cei de la Ecosal, pe tinerii din ziua de astăzi, pe vecinul de la 4 care dă mâncare cățelului din fața blocului. Și tot așa aruncă vina, da, unii pe alții aruncă vina. Este un lucru specific românului de a plasa mingea, însă trebuie totuși cumva să ne gândim că acel gunoi de care ne plângem nu a picat din cer sigur. Tot noi l-am aruncat, deci tot noi ne facem cumva răspunzători. Este ușor, este foarte ușor și e foarte comod să dăm vina că autoritățile locale, că firma de salubritate. Ok, firma de salubritate face, chiar dacă un coș de gunoi este plin, lasă acel gunoi lângă coș. Și în momentul în care firma de salubritate va veni, ei vor colecta acel gunoi. Pe când tu alegi varianta mai simplă, îl arunc lângă sau îl arunc în oricare loc unde nu face cinste și oferă orașului un aspect neplăcut. Trebuie să le reamintim telespectatorilor că doar implicându-se putem rezolva ceva. Și iată, dacă noi ne implicăm, orașul nostru cu siguranță va arăta altfel. Mult mai frumos, că toată lumea se plânge că avem un oraș murdar, că avem un oraș plin de câini. Și tot așa. Dar trebuie să ne implicăm și noi. Dacă noi gălățenii nu ne spunem problemele, nu ne spunem ofurile până la urmă, n-avem cum să rezolvăm ceva. N-avem cum, dacă noi nu ne unim, da? Ca societate, ca comunitate. Corect. Numai că ofurile se trebuie spuse și între vecini. Deci nu doar în fața presei sau jignind sau aruncând în autoritățile locale. Pentru că, apropo de ce ai spus tu, am fost în zona generală, mă uitam într-o grădină unde firma de salubritate nu ar trebui să intre în grădina unui om, erau sticle de suc, mizerie, țigări, fel de fel de gunoaie, care nu totuși nu intră în atributul firmei de salubritate să vină să-ți facă ție curățenie în grădină. Adică e o chestie ca și cum ar veni să-ți ia gunoaie din casă. E o chestie de bun simț. Corect. Până la urmă. Corect. Și de autogospodărire. Exact. Chiar oamenii care stau la case ne-au semnalat un lucru, faptul că cei de la Ecosal vin să ia gunoiul o dată pe săptămână. Și unii nu sunt de acord cu treaba asta. Spun, cum, stau cu gunoiul în curte și miroase? Că sunt atâtea zile. Și plus de asta ne-a mai spus un lucru. Nu pot scoate gunoiul seara la ora 11 noaptea, da? În afara porții, cum sunt acele tomberoane, trebuie să-l scot la 6 dimineața, pentru că dacă îl las de seara, vin câini, vin pisici și umblă acolo prin gunoiul ăla și fac numai mizerie. Da, deci iată câte probleme. Sunt probleme foarte multe și în ceea ce privește, așa cum ai spus, animale, deci au mai mulți factori negativi sau influențează galațiul de mai multe puncte negative. Că e odată pericol, mizeria care o produc aceste animale, liniștea care la fel nu se mai păstrează, însă și probleme de acest gen, poate nesemnificative, zicem noi, care stăm la bloc. Însă pentru cei de la casă este o problemă destul de mare, o problemă destul de, n-aș putea spune gravă, dar destul de problemată, să zicem așa. Da, vreau să le reamintim telespectatorilor că și săptămâna viitoare vom continua această campanie. Campania numită Problema ta este problema noastră a tuturor. Trebuie să rezolvăm asta împreună, că doar așa vom putea răzbi. Unde vom merge săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare echipele de reporteri se vor afla în zona cartierelor Micro 40, Micro 13, Micro 39A și Micro 39B. Cam atât, urmând să vedem planificarea pentru cealaltă săptămână. Așa că, stimați telespectatori, când vedeți câte o echipă Vox TV, alăturați-vă, veniți și spuneți-vă păsurile, problemele. Acum, pe final de emisiune, avem un material din această săptămână ca să vedeți că nu am vorbit fără ceva concret, nu? Avem imagini de acolo, de la fața locului, cu problemele gălățenilor și chiar cu
acei gălățeni care ne-au semnalat aceste nereguli. Noi ne revedem sâmbătă și duminică la retrospectiva săptămânii. Sunt Lucia Brătuleanu, vă doresc o seară frumoasă și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. La revedere! După multe aspecte negative găsite de-a lungul călătoriei noastre prin cartierele gălățene, avem ocazia de a găsi un parc civilizat, un loc unde cei mici se mai pot bucura de ultimele zile de vacanță. Acest parc, situat pe strada Tăcuci, reprezintă o încântare pentru cei mici, însă nu și pentru părinți. Aceștia se plâng de mizeria care este în jurul parcului, precum și de oamenii care vin cu câinii în parc și fac mizerie. O ultimă apariție care îi deranjează pe vizitatorii parcului sunt 7 căței apăruți ca din senin într-o margine a parcului. Aici parcul ăsta care ar fi trebuit să fie o bijuterie. A venit, au tăiat garduțul ăsta viu, a lăsat toate burienii, uitați pe acolo pe la gaș pe aici și acum mi-a mai pricopsit și cu câine așa, nu știu cine i-a adus. Câini comunitari care o cred că a fost aici la Viega. Dacă în hață un copil de ăsta, dimineața sunt mulți de foame câinii ăștia. Ce facem noi cu atâția câini? Venim cu copiii mici, uitați, se pot îmbolnăvi copiii de la mizerie de aici, de la... Au făcut oamenii ăștia spațiul ăsta. Uitați-vă aici, este o mizerie cruntă în nisipul ăsta. Aduc câine, uite doamna de acolo, aduce câinele aici, faci mizerie și pun noi cu ăștia mici pe aici. Deși zona este partea orașului Galați, aceasta arată ca o periferie uitată de civilizație, unde vegetația câmpului stă necontenită, iar acolo unde se începe o treabă nu se duce până la capăt. Lucrătorii Ecosal au măturat, însă nu au mai strâns și grămezile de gunoi. Curățenia orașului care lasă de dorit, nu mai poți să mergi cu un copil pe stradă, asfaltul este stricat, de nu se poate merge efectiv. Păi este loc de parc, dar văd că nu dă voie, căci că este instalație din asta de, cum să vă spun eu, conducte de apă și asta, și că nu se dă voie. Vin până aici, e și liniște, e mai curat, e mai... Asta e... Ați vrea un parc așa acolo? Da, aș vrea. Este un parc aproape de reg, dar este mai mic, n-au o masă de tenis, n-au nimic. Cartierul este unul care seamănă mai degrabă cu un sat decât cu un cartier al unui mare oraș al țării. Aici, maidanele cu gunoaie se întind în voie spre dezgustul trecătorilor, chiar și pe puținele spații verzi care mai sunt acolo. O altă problemă întâlnită este reprezentată de găștile de cartier care se formează spre miezul nopții. Locuitorii din zonă vorbesc despre găști încet, nu care cumva să fie auziți ca apoi să aibă probleme. Părinții se tem atât pentru siguranța lor, cât și pentru siguranța copiilor care nu au în altă parte unde să meargă. Cu derbedei veniți noaptea să vedeți cum vor lăși gheare. Da, găști. Da. Cu gălăgia de afară care este, mai ales noaptea. Vara nu poți să stai cu geamul deschis că e jalice aici. Aici, după amiaza, este o tragedie. O gălăgie, nu au unde să duc copiii ăștia. Sunt aici ca la o tabără de copii. Dacă veniți după amiază. Nu au. Acolo așa nu pot să duc. În partea aia au rămas. Vă duceți să vă filmați acolo cine norocerii. Sunteți norocerii acolo. N-au copii ăștia unde să duc. Parcul ăsta aici pentru copii nu l-am mai făcut. A fost parc pentru copii, Doamne, a fost parc aici, parc. Rău nu are într-adevăr, că uite toate mașinile sunt pe trotuar. Pe mine nu mă deranjează, pentru că n-are omul unde, practic, unde să-și pună mașina. Deci nici locuri de parcare măcar. Locuri de parcare nu e, pentru copii nu e. Asta este. Mizeria. Mizeria cel mai mult ne deranjează. Este parcul, nu? Dar să-l amenajezi, să desi o porțiune pentru copii și vreo 2 metri lângă garaje, să se facă niște băncuți când joace omul o tablă, un șac. Nu-i strada făcută, măcar pavată, în mol ca la țară. Și gropile este din asfalt, te lasă de două. În zonă trăiesc peste 3.000 de suflete, dintre care aproape jumătate sunt copii. Aceștia nu au niciun loc de joacă, petrecându-și timpul liber în praf și mizerie. Locuitorii din zonă s-au mai plâns de faptul că trotuarele sunt impracticabile datorită mașinilor care staționează pe acestea, dar și datorită unui service auto care folosește trotuarul în scop personal. Zona Ecefrimu, o zonă cu istorie pentru orașul Galați, dar și pentru locuitorii zonei, ridică nenumărate probleme, însă întâi de toate siguranța locuitorilor. Aceștia se tem să circule pe timp de noapte în cartier, cu atât mai mult cu cât stâlpii de iluminat nu funcționează în fiecare seară. Alte probleme ale locuitorilor zonei Două Babe și Ecefrimu sunt câinii comunitari, lipsa spațiilor de joacă pentru copii, însă și gălăgia produsă de tramvaiele care circulă pe liniile extrem de vechi. Cum tramvaiele nu circulă decât o dată la jumătate de oră, gălăgia este întreținută de elevii care merg la școala din cartier, care produc o gălăgie mare în pauze, dar și la finalul orelor de curs. Ba chiar mai mult, ei se adăpostesc în scările de bloc pentru
pentru a fuma. Gălăgiei copiii fac, elevii. Acum o să intre la școală. Să dea, doamnă, să fie mai educați, că nu prea avem copii educați. Nu mai au bun simț, nu mai vin de la școală, fumează în scări, vorbesc urât, dacă le zic, asta mă deranjează cel mai mult, elevii. Câine mai mult și persoanele care vin la gunoi foarte mult deranjează. La sticle, pe urmă mașina care vine la Ecosal cu mirosul de la containerele acelea. Când vin acum, s-a mai mărit, micșorat ziua și vin mai târziu, dar când vin așa dimineața de la fel, cel puțin este una pe colț, țigăncușa aia, doamne, râde și țipă dimineața, câteodată poate la 5 vrei să mai stai în pat, dar nu mai poți. Tineretul ăsta lasă de dor. Dar nu mă refer la educația că să se scoale, să dea un loc sau mai știu. Asta las, poate să obuți, vorbesc curât, sub orice critică. Probleme, în general, probleme sociale legate de plăți facturi, întreținerea scărilor de bloc, curățenii. Nu se face curățenie la bloc? Liniște. A, curățenie așa, că arunc resturi de țigări, pachete, cutii de bere, peturi de mai multă calitate și cantitate. Mai multă curățenie, locuri de muncă pentru tineret, școlile puse la punct pentru că începe școala și ce am văzut la televizor, majoritatea lasă de dorit. Multe, să mai fac o școală, două. O școală, așa, altceva. Ce v-ar mai plăcea să mai fie? Parcuri pentru copii. Parcuri? Ne lipsesc parcurile în orașul nostru. Bineînțeles, și șosele. Gălăgie, da. Pe mine mă deranjează vis-a-vis de casa unde locuiesc, e un depozit de lemne. Tai lemne la greu, de dimineață până seara. Deci se taie și se depozitează și zgomotul e fantastic.